La Consiliul Județean Gorj, funcționarii vor avea majorări atât de mici că abia le vor observa, o spune președintele instituției Cosmin Popescu. Sunt anumite creșteri micuțe, dar vedem, lucrăm la... Deci, oricum, prin translatarea obligațiilor de la angajator la angajat, niciun salariat din cadrul Consiliului Județean Gorj și unitățile subordonate nu va pierde. Modificările din legislație îi pun pe consilieri să organizeze o ședință extraordinară în care să pună la punct schimbările ce vor intra în vigoare din prima zi a anului viitor. Va trebui ca săptămâna aceasta să facem consultarea cu un sindicat din fiecare instituție, după care să adoptăm hotărârea. Avem bugetele necesare, știm ce avem de făcut, dar trebuie să emitem această hotărâre săptămâna viitoare, astfel încât 1 ianuarie să fim în legalitate cu ce înseamnă salarizarea, noua salarizare pentru personalul funcționari publici și personal contractual. Pentru sute de angajați, doar din cadrul Consiliului Județean Gorj trebuie făcute acte adiționale la contractele de muncă. La fel vor proceda și reprezentanții altor instituții publice.